Firma care distribuie fructe elevilor din școlile Băimărene a fost amendată cu 3.000 de lei. În urma unei reclamații la Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Maramureș s-a constatat că elevilor s-au împărțit mere mici și murdare. Angajații de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Maramureș au depistat în 4 școli din Baia Mare probleme cu merele distribuite elevilor în cadrul programului guvernamental. Merele erau murdare și aveau o greutate sub 90 de grame. Drept urmare, operatorul economic din Baia Sprie, care distribuie fructele în școli, a fost amendat cu 3.000 de lei, scrie emaramureș.ro. În cadrul acestui program guvernamental am constatat abateri, și anume, merele nu respectau calitatea impusă prin caietul de sarcini, erau murdare, erau de dimensiuni mai mici decât prevedea ordinul Ministerului Agriculturii. Se prevede o greutate cuprinsă între 90 și 150 de grame. Am găsit mere și sub 90 de grame. Operatorul economic a fost sancționat cu 3.000 de lei, a spus șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Maramureș, Olivia Ardelean. În urma discuțiilor cu firma distribuitoare de mere din Baia Mare, s-a decis schimbarea sortimentului de mere, iar operatorului economic i s-a atras atenția că trebuie să respecte gramajul fructelor, fiind obligatoriu ca acestea să cântărească între 90 și 150 de grame.